Din păcate, această strategie 1221, hotărârea de guvern 1221 pe 2012, cât și 522 pe 2006, cât și hotărârea de guvern 430 pe 2001, sunt strategii nebugetate, ceea ce ne ridică probleme în realizarea planului de măsuri. Strategia pentru romii a însemnat în Dâmbovița donare de ghiostane, recomandări pentru liceu, câteva cursuri de calificare, câțiva angajați și câțiva mediatori sanitari. În rest, situația multor comunități de etnie romă rămâne la fel de gravă. Nu există nici măcar o evidență clară a persoanelor de etnie romă. Nu se știe câți nu au acte de identitate, iar mulți copii nu reușesc nici măcar să urmeze 8 clasă. Autoritățile au reușit să identifice cauzele, dar efectele se lasă așteptate. Asta recunosc și cele din Dâmbovița. De exemplu, prefectul Victor Sanda s-a arătat nemulțumit că în organizațiile politice pentru romi nu-și găsesc locul chiar tinerii bine pregătiți. De regulă noastră cereți un post, două în primărie, nu să facă treabă pentru romi, ci să aranjați câte unul, doi ca să aibă un salariu. Atunci când e vorba să serbăm o zi, mamă ce presiuni sunt pe capul la toți, dați-ne bani să facem, să dregem. Când e vorba să cumpărăm ghiozdane, nu ne deranjează nimeni. Din păcate, nouă ne place Mensana incorpore sano, mentosano, barosano, Tudorică, cei care lipitori, combinatori. Și nu este aceasta singura problemă. Haideți, suntem în 2014, cât să mai așteptăm să avem toți act de identitate? Câte zeci de ani? Da, cine așa un Strategia va avea succes abia când se va reuși reducerea reală a abandonului școlar, a subliniat prefectul Victor Sanda.